Acum 6 săptămâni în lume, în acest crater plat, erau 63 de țări care încă nu declaraseră niciun caz de infecții. Acum 4 săptămâni numărul s-a redus la 19, de la 63 la 19, acum 3 săptămâni era 15, acum 2 săptămâni a fost 12 și uite că acum o săptămână, recent, s-a redus până la 11 națiuni, state. Independente, ci care încă nu au declarat oficial niciun caz de COVID. Care sunt aceste 11 țări, națiuni care au spus că nu au niciun caz și chiar câteva dintre ele au, au o populație foarte mare? Aici sunt Comoros, Kiribati, Lesoto, Palau, Samoa, insulele Solomon, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu și Vanuatu. De acestea. Turkmenistan cu 5,8 milioane și Tajikistan cu 8,9 milioane și Turkmenistan te bagă la pușcărie dacă porți mască pe stradă. Dacă este vreun vorbitor de limba română din aceste țări care se uită la canalul Dacul Liber aici pe YouTube, dăm un comentariu spre care este adevărul despre aceste țări, pentru că în știrile supremelor civilizații ale Uniunii Europene și ale Americii și a anumitor țări asiatice, știrile știți, știți toți cum sunt, Știți care este manipularea? De fapt, ce mai este de spus? Pentru că ipocrizia a ajuns la nivele care depășesc orice înțelegere umană posibilă. Fără sarcasm și fără comedie, aș lua -o și eu razna De aceea, comedia și sarcasmul este ceea ce pentru mine personal îmi permite să mă râd, să merg înainte, să mă simt ca o ființă umană încă cât mai poți să te simți ca o ființă umană. Și sper că v-a plăcut acest video și oare ce au de special aceste 11 țări și oare se vor schimba ceva lucruri, oare cu declarațiile care s-au făcut în Turkmenistan va avea loc și acolo ce a avut loc în România și în alte state foste comuniste sau în țări arabe. Cine știe cine conduce lumea, simboluri. Și am ceva m-a întrebat, de ce ești așa de zâmbitor cu tot r a h -a ăsta care se întâmplă? fac și eu ce pot, înțelegi? Deci mă simt și eu, încerc să mă simt și eu așa în libertățile care sunt permise zâmbitor și cred că a zâmbi încă este o libertate permisă și a râde și a face sarcaz și comedie și ne vedem în următorul video înconjurat de ipocriții lumii. Salut!